Bună ziua! O nouă ediție din emisiunea Redefinim orizontul afacerilor, bune practici pentru antreprenori care fac diferența prin afaceri cu impact. Tema pentru astăzi este performanță în procesele de selecție și recrutare de personal, managementul resurselor umane în antreprenoriat. Bună ziua, Adina! Bine te-am regăsit, Cezar! Îți mulțumesc pentru parteneriatul și pentru participarea ta la realizarea acestei serii de emisiuni și am să spun înainte de începerea temelor pentru astăzi că Adina Tari este consultant internațional de afaceri cu o vastă experiență, este în același timp mentor și psiholog de afaceri, este director non-executiv al Consiliului European pentru mentorat și coaching în România. Astăzi, Adina, o să vorbim despre managementul resurselor umane, în mod particular despre selecția și recrutarea de personal, pentru că aceste procese în antreprenoriat, în întreprinderile mici și mijlocii, au o particularitate dată de dimensiunea organizațiilor de acest tip, de specializarea și de rolurile, așa cum se întâmplă în afacerile mici. Și am să te rog să începem, mai întâi să definim procesele de selecție și recrutare și particularitatea cum se realizează în antreprenoriat. O temă extraordinar de interesantă și este o temă care prezintă în continuare întrebări tuturor organizațiilor, chiar și cele mari și chiar mai puțin mai mult și cele mici. Și se leagă foarte bine cu subiectele pe care le-am discutat anterior, legate de leadership, management și de fondatorii întreprinderilor mici și mijlocii și de asemenea de realizarea echipelor în aceste întreprinderi. Procesul de recrutare este un proces care asigură talentul și competențele, abilitățile, calitățile și aptitudinile oamenilor care fac parte dintr-o întreprindere și care în mod colectiv sunt cunoscuți sub numele de talentul din organizație. Și ne putem gândi la acest proces prin mai multe perspective. Ne putem gândi la procesul în sine, ne putem gândi la cine execută acest proces, ne putem gândi la criteriile după care acest proces este desenat și ne putem gândi și la factorii obiectivi sau subiectivi care încep să joace în tot acest proces. Acum, definând puțin procesul în sine, noi vorbim de selecție, recrutare, după aceea onboarding-ul sau introducerea persoanei în organizație și acomodarea lor la organizație. După aceea vorbim de retenția lor, dezvoltarea lor și faptul dacă ei părăsesc organizația sau nu, deci exit-ul. Deci, până la urmă, noi ne referim la ceea ce se numește talent management, deci managementul talentului, care este practic întregul ciclul de viață al resurselor umane, da, care sunt acum au fost denumirea lor a fost schimbată către managementul talentului. Dar înainte de a vorbi de procesul ăsta, trebuie să ne gândim de fapt cum începem noi să acționăm în sensul recrutării. Și anume, începutul întregului proces este, de fapt, în afara procesului de recrutare și anume în obiectivele pe care organizația și le așează. Deci, primul lucru este ca liderii, că de asta ne legăm din nou de lider în mod coerent și logic. Liderii unei organizații trebuie să știe foarte clar ce doresc să facă pe o anumită perioadă de timp, în viitor apropiat și mai îndepărtat. Apoi, există o analiză a resurselor umane care sunt necesare pentru împlinirea acestor obiective. Deci, deja noi avem nevoie de claritate la obiectiv și după aceea de o capacitate
la cineva sau un grup de oameni în întreprindere să poată să facă analiza competențelor, abilităților, aptitudinilor celor de care au nevoie ca să atingă aceste obiective. Adina, am să te întrerup și am să spun că, într-adevăr, nevoia de personal, că despre asta vorbim, da, nevoia de personal poate să apară în antreprenoriat, odată planificat, așa cum spui tu, și într-adevăr când faci o astfel de planificare de dezvoltare a companiei, știi ce fel de oameni îți trebuie, pe ce posturi îți trebuie, trebuie să aloci resurse pentru acei oameni, pentru acele posturi, resurse legate de spațiu de lucru, de mediu de lucru, de capacitatea organizației de a-i pune la dispoziție un flux constant de activitate, că și despre asta este vorba, probabil în plus față de marile companii, și, spuneai tu, și de resurse pentru procesul de selecție și recrutare ca atare, inclusiv pentru stabilirea persoanei care se va ocupa de acest proces. Dar de ce te-am întrerupt? Vreau să spun că uneori această nevoie de personal apare și neplanificat. Apare datorită dezvoltării întreprinderii antreprenoriale sau a oportunităților cu care se întâlnește în piață. Dacă ți-aduce aminte, în prima noastră ediție vorbeam despre un studiu al Băncii Europene de Investiții care arăta că jumătate, parcă, din companii funcționează la capacitate maximă și peste, adică au comenzi mai mult decât pot să realizeze. Probabil că și acela este un moment în care intervine nevoia de a aduce oameni alături de alte resurse ca să faci față cererii, care crește la un moment dat, se poate întâmpla și neplanificat. Și atunci, da, probabil că procesele de selecție și recrutare se întâmplă cu o anumită viteză. Adevărul este că în ordinea lucrurilor, primul pas este întotdeauna planificat. Deci, de asta am poziționat recrutarea planificată și să vedem cum se poate face eficient, pentru că dacă organizația crește, parte din dezvoltarea organizațională, în momentul în care întreprinderea are succes și are nevoie de mai multe resurse, atrage după sine automat și lărgirea resurselor de execuție, inclusiv oamenii. Poate să fie și lărgirea de spațiu, ne trebuie un birou mai mare, poate să fie și lărgirea de instrumente de birou, de lucru. Avem nevoie de mai multe calculatoare. Sau tehnologie. Sau exact, exact. Dar în ordinea lucrurilor, întotdeauna pornim de la planificare. De ce? Pentru că în momentul în care eu fac o prăjitură asta, cu moda asta de bucătari și de bucătării și de rețete care am florit în ultima vreme, poate peste tot de fapt în lume. Dacă eu stau și fac o mâncare și spun eu pot să vând mâncarea asta pentru că în piață oamenii o să aprecieze, deci găsesc o oportunitate, în momentul următor eu mă întreb cine face această mâncare. Și eu pot să spun eu o pot face, dar câte porții pot face pe zi? Și atunci nu pot face suficient și trebuie să planific de la început. Deci dacă eu vreau să vând în cartierul meu, eu singură nu pot să fac, deci pot să-mi iau o rudă, prieten sau pe cineva rapid. Și mă rog, aici intrăm într-o altă discuție pe cine angajat. Deci mă gândeam, pornind de la ideea planificării, să înțelegem de fapt care sunt instrumentele și procesul care trebuie pus în picioare, pentru că asta e o problemă. Dacă nu avem procesul ăsta pus în picioare de la început, în momentul în care creștem, este haos. Și aici... Da, exact. Deci, asta vreau să spun și eu, că dacă ai un proces pe care îl realizezi cu mai multe sau cu mai puține resurse, îl și rulezi, atunci când apare acea nevoie presantă sau naturală, ai instrumentul pe care să-l pui repede. Exact. Dar, da, exact. Și atunci hai să ne oprim puțin la acest instrument. În mod, deci, pentru că obiectivele pe care le așezi, de fapt, te ajută să creezi instrumentul. Ce înseamnă instrumentul? Instrumentul înseamnă că dacă îți dai seama cam ce tipuri de capabilități, de abilități îți trebuie, creezi niște fișe.
de de funcție, să spunem, fișe de fișe job, de post și fișe de o fișă post. Tehnică, cerințele postului. Exact. Deci, da? fișa de post are mai multe aspecte. Are un aspect care ține de experiența în zona specifică, deci acea numită capabilitate, să spunem, specifică subiectului, ca să nu o numesc tehnică, să nu există confuzie. Da. Există după aceea niște alte abilități și capacități care țin de profilul persoanei, deci anumite preferințe, un anumit tip de personalitate care se potrivește mai bine pentru jobul respectiv. Și după aceea mai este și o categorie de alte calități care sunt de dorit să le avem, tocmai pentru că mai avem o complementaritate, deci cineva care știe să-mi facă contabilitatea, dar știe poate să lucreze și puțin la vânzări. Eu nu-l angajez la vânzări, dar eu țin minte că persoana a făcut și niște vânzări și atunci pot să utilizez asta mai târziu. Da? Și după aceea ne uităm și la un tip de experiență pe care noi îl cerem. Deci aceste fișe de post, de fapt, au 3-4 secții diferite în care noi introducem anumite cerințe care sunt de tipuri diferite. Odată ce avem fișele astea de post, aceste fișe devin standardul contra căruia noi începem selecția. Și e utilizat ca un standard și de asta spun că dacă noi avem standard, în momentul în care vrem să creștem mai târziu firma, dacă avem nevoie, avem deja standardul, îl mai modificăm un pic dacă este cazul și imediat ce facem, creștem volumul de oameni pe care îi luăm în întreprindere. Deci avem acest standard, începe procesul de selecție, după aceea avem recrutarea propriu-zisă, adică alegem dintre acei oameni și după aceea urmează prezentarea lor, introducerea lor în firmă, o epocă de acomodare și de învățare a întreprinderii și merge mai departe în lanțul de talent management. Dar ceea ce vreau să spun, mai ales la începutul acestui proces, este că este nevoie în procesele de recrutare să avem mai mulți pași. Adică să avem mai multe metode de a ne uita la o persoană într-un fel de perspectivă 360 de grade. Și asta e foarte important. Și știu că asta nu neapărat există în întreprinderile mici și mijlocii. De-aia mă opresc. De obicei, în întreprindere, procesul este simplu. Avem o fișă de post. Se cer niște CV-uri care vin, nu un rezume, cum se cheamă, un rezumat de activitate. Se face o discuție, un interviu și cam acolo ne oprim mai mult sau mai puțin. În realitate, ar trebui să avem mai multe interviuri, ar trebui să implicăm poate și colegi de echipă viitoare în interviuri, ar trebui să le dăm și niște sarcini acestor persoane, candidați, să le punem niște întrebări, să le dăm niște probleme de rezolvat și, în mod ideal, cea mai bună metodă este dacă îi putem observa la lucru. Asta este costisitor și foarte greu, dar de obicei... Depinde de funcție, de poziție, se pot realiza, chiar și în întreprindere antreprenorială, se pot realiza probe de lucru. Scuză-mă că te întrerup. Spuneai despre aspectele la care trebuie să se uite cel care face selecția și recrutarea. Într-o primă perioadă de început, chiar ownerul, inițiatorul, antreprenorul este cel care se ocupă de chestiunea asta în mod direct. Da. Și chiar dacă nu are un proces de selecție pe care îl parcurge, să spunem, după o procedură standard, eu cred că este util să le punem la dispoziție, cum ai spus tu mai devreme, criteriile. Ce aspecte trebuie să ia în considerare atunci când se uită la o persoană? Pentru că aceste criterii pot fi utilizate de antreprenor sau de cine face procesul de selecție mai târziu, chiar dacă nu are în procedură un timp sau o activitate distinctă pentru acest lucru, să îl aibă disponibil măcar ca un checklist. Să-l am lângă mine și să știu că trebuie să mă uit și la pregătirea profesională, și la recunoașterea oficială a unei meserii, și la abilități, și la
eu știu, parcursul în carieră sau toate celelalte. Deci să le am ca un checklist și să pot să verific în timpul discuțiilor, în timpul interviului, în timpul toate aceste aspecte, ca să mă asigur că nu am uitat ceva, că nu am luat în considerare probabil un aspect relevant în acest proces de selecție. Și aici, tocmai asta vreau să specific. În primul rând, tu ai ridicat o altă întrebare care e interesantă. Cine face acest proces de recrutare? Și problema este că dacă îl face, de pildă, fondatorul nu este calificat pe subiectul de recrutare, deci tehnic el nu este recrutator. Deci, în primul rând, asta deja este o vulnerabilitate. În al doilea rând, acele criterii de care vorbeai fac parte din fișa postului. Deci, da? Fișa postului, tocmai că este un document scris, deci nu e un checklist, el trebuie făcut ca un document scris în sensul formal, pe care oricine face procedura, fie că este fondatorul, deși nu ar trebui, fie că este un profesionist de recrutare, au acest document în fața lor. Și într-adevăr, asta înseamnă și acei pași multipli. Nu numai doar ne uităm la un CV, ci ne uităm la diverse aspecte ale activității. Dar ceea ce vreau să punctez aici sunt două lucruri. Unu, că trebuie să existe un document formal. Deci îl numim cum vrem să-l numim, un checklist, un job description, cum vrem noi, dar e formal. Numărul doi, că există o vulnerabilitate, cine face acest proces și cât este de competent la nivelul tehnicii de recrutare, ca să o numim așa. Pentru că este o funcție specifică. Deci a fi recrutator este același tip de expertiză cum ai spune sunt inginer, sunt auditor, sunt mecanic, sunt exportator, da? Așa este, dar la un moment dat trebuie recrutat și acest recrutator. Exact. Acest specialist de resurse umane. Exact. Da? Și atunci și postul apare în momentul în care nevoia organizației de a face aceste procese presupune o repetitivitate care să justifice măcar parțial un astfel de post, da. Pe de altă parte, mă gândesc, și asta ne leagă poate de un alt subiect care este interesant, și anume, recrutatorul nu trebuie neapărat recrutat printr-un proces riguros. De ce? Pentru că dacă sunt la început, eu pot să cumpăr acest serviciu de la o firmă de recrutare și atunci competența acelor persoane e deja stabilită. Deci eu fac un parteneriat de recrutări în care procesul de recrutare este delegat, dau autoritate, se delegă în afară și atunci... Firmă specializată. Colaborez cu o firmă specializată. Exact. Și atunci ei sunt competenți. Deci, după această fișă, apare momentul în care se face o decizie pe cine alegem, de fapt, presupunând că avem, să sperăm, cel puțin două persoane și de obicei e bine să ai cam două, cel puțin două, dacă nu chiar trei persoane și după aceea începi să te gândești care dintre ele e mai potrivit pentru că tu ai doar un singur post. Și aici este din nou o problemă subiectiv-obiectiv, în sensul cum se face această alegere și cine o face. Pentru că din psihologie, din psihologia de afaceri, noi știm că adesea procesele de recrutare pot să aibă niște aspecte subiective în care oamenii recrutează și dacă se simt confortabil cu persoana. Deci, uneori, adică dacă am chimie cu persoana respectivă. Exact. Și vreau să spun că din discuțiile pe care le am cu antreprenori, pentru unii dintre ei, acest criteriu este chiar primul. Exact. Adică asta dacă am chimie, merg mai departe. Dacă n-am chimie, nu merg mai departe, că oricât de bun specialist ar fi, nu găsim subiecte comune, nu ajungem la aceeași concluzie pe obiectivele prioritare și așa mai departe. Deci... Dar e vorba în special și de fricțiune și de facilitatea cu care oamenii lucrează cu cineva. Da, înțelegi? Da. Și exact din studiile pe care făcute în psihologia de afaceri, noi știm că acest nivel de confort
uneori, nu uneori, majoritatea timpului preponderează față de capabilitatea tehnică și profesională a persoanei. Și aici apare evident o mică discrepanță. Pentru că oamenii se gândesc în primul rând cât le este lor de ușor să lucreze cu cineva. Confortabil. Exact. Și asta este legat de un alt concept psihologic foarte interesant și care se numește alegerea către linie de minimă fricțiune. Ce înseamnă asta? Înseamnă linia care îți dă cel mai eficient și cel mai rapid un rezultat. Și o să-ți dau un exemplu foarte interesant pe care o să-l înțelegi, e amuzant. Dacă noi avem un parc și o persoană care este rectangular și are niște alei și o persoană vrea să treacă dintr-o parte alta, vei vedea pe iarbă cărăruile care sunt făcute de oameni în diagonală. Nimeni nu merge, dacă îi desenezi parcul așa, cu aleile respective, nu merge întâi la stânga și după aceea la dreapta și iar înapoi, îți taie colțurile, așa numitul tăiatul de colț, și vezi în parc, linia de minimă fricțiune este unde iarba este strivită de oameni care ajung cel mai rapid. Același lucru foarte interesant se întâmplă pe stradă. Ai trecerea de pietoni aici și la 4 metri, deci 5 pași, nimica toată, ai o intrare la un magazin, toată lumea traversează pe acolo. În fața magazinului. De ce? Că omul nu face 3 pași la dreapta, traversează pe linia zebră și înapoi 3 pași și înapoi se întoarcă la magazin, merge pe linie. Așa este și în psihologie. Eu nu vreau să am bătaie de cap. Eu vreau minimul. Dacă îi spun cineva, și am avut o situație, din nou povestesc anecdotic, pentru că e interesantă în realitate. Făceam un workshop cu niște oameni în care tocmai făceam consiliul de carieră, pentru că sunt specializate și lucram cu un grup și vorbeam tocmai de selecție și recrutare. Și era o persoană în sală care, indiferent ce spuneam eu, începea cu întrebări. Eu spuneam, gândiți-vă la 3 subiecte de felul ăsta. Dar de ce 3 și nu 2? Adică ridica obiecții, da? Băi, era ceva, deci tot timpul vroia o explicație, deci a fost imposibil să dau o sarcină, adică o direcție, erau 15 oameni. Omul nu puteai ăsta, să generezi un flux de idee, de gândire. Nimic, nu se întâmpla nimic, deci el venea înapoi cu întrebări și eu i-am spus la sfârșit, adică la sfârșit, după ce a fost povestea asta în care toată lumea făcea ce le spuneam, veneam înapoi, el nu. Și i-am spus, uite ce este, îmi pare rău să te anunț, dar eu dacă aș fi manager, nu te-aș angaja. De ce? Pentru că orice lucru îți spun, tu vii înapoi cu o obiecție. Și eu sunt epuizată. Eu nu am timp nici în workshop-ul ăsta să-ți răspund la obiecții, iar ca manager am și mai puțin timp. Eu nu pot să lucrez cu o echipă de 15 oameni în care toată lumea înțelege. Eu le spun, uite, hai să facem un raport, vă rog, duceți-vă, faceți raport și tu încep. Dar de ce raport? Dar nu avem alt raport. Dar de ce pe 3 pagini și de ce mâine? Și dar cine îl vrea? Dar stai că are alt raport. Și eu îmi petrec... Poate ar fi mai bine altfel. Da. Aș vrea să te întreb, ca să aduc și eu un exemplu legat de aleile din parc, da. Pe care îți mărturisesc că l-am folosit în cariera mea profesională, antreprenoriat, management, depinde cum s-a întâmplat. Un profesor ne dădea un exemplu care este diferența între dreptul romano-germanic și dreptul anglo-saxon. Da. Și spune așa, în dreptul romano-germanic, parlamentar legiuitorul se uită la un fenomen care trebuie reglementat, îl analizează, apelează la comisii, la specialiști, la ce se întâmplă, la asociațiile profesionale, societatea civilă și așa mai departe, și stabilește o normă de conduită, trasează o șosea, un trotuar pe unde oamenii după aceea trebuie să meargă. Și ne spunea, în sistemul anglosaxon, acolo judecătorul apreciază de fiecare dată, când îi se aduce în față o speță, care este norma. Și de aici încolo, pe bază de precedent, de fiecare dată trebuie să facem la fel. Adică pe unde un om a și mers. Adică fac un parc, nu pun alei, oamenii încep să meargă. Și unde este cărarea, aia este norma. O asfaltez. Exact. De ce dădeam acest exemplu?
Pentru că uneori în organizații se întâmplă așa. Asta este norma și, mă rog, apăreau obiecțiile. Nu chiar așa ca în exemplu tău, dar apăreau exemplu. Că nu era mai bine așa, nu era mai bine așa. Și apropo de ISO, de multe ori venea obiecția că nu pot să fac, că procedura ISO spune altfel. Și eu dădeam acest exemplu ca să arăt următorul lucru. Dom'le, norma se poate schimba. Și norma, mai ales în antreprenoriat, nu trebuie neapărat să apară din niște cărți sau să fac mai întâi să analizez, să studiez 5 ani un fenomen ca după aia să stabilesc cum e cel mai bine de făcut. Un grup de oameni se apucă, fac și pe baza competențelor care există acolo în grup și a ceea ce găsim în piață și a normelor generale. Identificăm niște bune practici. Acelea se transformă în norme pentru organizația noastră. Și dacă cumva la un moment dat am nevoie să mă duc ușor în altă direcție, schimb norma. Mă duc după ceea ce este bine de făcut. Este exact ce spui și tocmai mi-am notat, e foarte interesant confuzia asta între cine are precedent către cine. Și anume, există ideea fixității de model sau de normă care trebuie impusă la comportament. Și asta este un lucru fals și ISO nu cere asta. ISO cere invers. ISO cere ca tu să documentezi realitatea și după aceea să o multiplici printr-o procedură. Și după aceea, da, dar în plus ISO îți cere să-ți revizuiești această normă cel puțin o dată la 12 luni, dacă nu chiar la 6 luni. Și deci ori de ISO ori vrea să vadă. Și ori de câte ori este nevoie. Da, nu, dar de câte, da. Există două tipuri de revizuri. Este revizuirea care se numește ocazionată sau stârnită de un incident, adică da. O nevoie, se întâmplă un eveniment, o situație și atunci se alertează ideea că trebuie să revizuim norma, dar dacă nu avem incidente, noi nu dormim. Noi revizuim atunci în mod proactiv, cel puțin la 12 luni. Deci avem revizuirea prin incident care ne cere se întâmplă un accident, se întâmplă ceva bine sau rău. Și atunci spunem, stai puțin, s-a întâmplat acest eveniment, hai să vedem. Sau dacă nu se întâmplă niciun eveniment, exact. Dacă nu se întâmplă niciun eveniment, atunci revizuim în mod regulat ca să vedem dacă învățăm ceva nou, dacă au făcut alții ceva mai bine, dacă există un standard care este în altă parte, la competiție sau la alți colegi. Deci, ideea asta a schimbării este foarte interesantă și, mă rog, există și această, apropo de noi nu trebuie să înțelegem greșit faptul că o persoană care vine și îți aduce obiecții este neapărat negativ, dar depinde în ce context e dat. Pentru că, în exemplu meu, persoana venea tot timpul și îmi cerea socoteală de ce îi cer o anumită sarcină. Nu venea să mă îmbunătățească procedura. Pe când îmbunătățirea procedurii este cu totul altceva și noi avem nevoie de asta. Deci noi încurajăm tocmai ca să se schimbe normele și există, în general, există această perspectivă între teorie și practică. Și anume, teoreticienii fac modele și spun duceți-vă în practică și aplicați-ne și demonstrați că modelul funcționează. Practicienii practică și observă niște pattern-uri, niște repetiții și atunci creează un model și le oferă teoreticienilor, spun, iată, din practică. Ăsta deja funcționează. Deci, exact, deci din ambele părți vine acest lucru, dar cred că ne-am îndepărtat puțin de obiectivul nostru de recrutare. Da, da, da. Dar am adus niște elemente să arătăm cam cum funcționează lucrurile în echipă și cu procedurile. Cum și cu procedurile. Exact. Da. Deci este un lucru dinamic care vine din toate părțile. Acum, revenind la procesul de recrutare, deci am aflat că există niște obiective care se creează. Sunt obiectivele de business. Din asta se fac niște fișe în care înțelegem niște cereri legate de anumite resurse de care avem nevoie. Că acest lucru trebuie să fie formalizat ca toată lumea care face procesul sau chiar dacă dai la un recrutator extern, îi dai același document, toți suntem aliniați ce căutăm.
După aceea începe selecția și în procesul de selecție spuneam că trebuie să fie mai mulți pași, adică să inviți la interviu și pe cineva din echipă. Și deci, în afară de acele aspecte care țin de proces și de faptul că avem, mă rog, implicate la început, în mod teoretic, un număr mic de persoane, sugestia pe care o fac eu, nu personală, ci din best practice, este că ar fi bine ca să fie implicate în acest proces, de, mai ales într-o firmă mică, mai multe persoane, și anume coechipieri sau managerul sau managerul managerului. De ce? Pentru că, așa cum discutam într-o alt episod al conversației noastre, într-o întreprindere mică, oamenii lucrează foarte aproape. Relațiile sunt destul de personale, oamenii se cunosc și atunci nu este vorba doar de performanța, să spunem așa, practică profesională a persoanei. Este vorba și cum se leagă acea persoană din punctul de vedere al chimiei pe care o stabilește cu coechipierii. Și este important ca lumea să se simtă într-adevăr confortabil și să aibă impresia că se poate lucra bine cu această persoană. Plus, intervine și această perspectivă diferită, mai multe perechi de ochi, văd mai multe aspecte ale unei persoane și, de fapt, îți întregești perspectiva mult mai bine decât dacă te uiți la o persoană dintr-o singură direcție sau cu un anumit model mental care la fiecare este destul de personal. Adică cu o anumită subiectivitate. E exact. Bine să introduci în proces și subiectivitatea celorlalți care vor lucra exact. Cu persoana respectivă. Exact. În așa fel încât, de fapt, percepția se poate devine în mod paradoxal mult mai obiectivă. Da? Da. Pentru că dacă noi observăm lucruri diferite, înseamnă că, de fapt, noi construim o imagine care este mai apropiată de realitate. Fiindcă obiectivitatea, să spunem, este idealul ăsta de a fi mai aproape de realitate. Da? Și asta ar fi sugestia. După aceea, evident, următorul pas, care din nou nu este neapărat foarte bine executat în întreprinderile mici, este cum îl introducem pe noul candidat care a devenit colegul nostru în situația de muncă în care ne aflăm. Dacă îi dăm echipamentul respectiv, pentru că revenind la resurse în recrutare, ai nevoie și de birouri, ai nevoie și de computere, ai nevoie și de spațiu. Și țin minte, apropo de exemplul tău unde recrutai pentru o întreprindere complet nouă, eu am recrutat la un moment dat pentru un proiect care de fapt a devenit ca o mică întreprindere temporară timp de 2 ani de zile între doi mari parteneri corporați care a crescut de la 0 la 800 de oameni cam în 3 luni într-așa un hal încât noi recrutam oameni și ei veneau într-un spațiu de birou unde nu existau birourile, nu existau computerele, nu existau scaunele. Deci creșterea, apropo de ce spuneai și de creșterea rapidă, noi aveam o procedură foarte bine pusă la punct de recrutare, pentru că vorbeam de niște corporații, dar logistica și spațiu, cum spuneai, și acomodarea persoanei era absolut la pământ, iar managerul echipei, în care în prima săptămână avea 3 oameni, a doua săptămână avea 10, a treia săptămână avea 30, nu mai ajungea nici să-i cunoască, nici să-i primească cum trebuie. Nici să le dea procedurile, nici să le spună care sunt obiectivele, nici să le arate de unde și-au resursele ca să facă ceea ce trebuie exact. Să facă. Exact. Și acum imaginează-ți, deci și din punctul de vedere al candidatului, al noului persoană recrutată, noul coleg, care intră în acest haos și în primul rând se sperie, nu? Deci spune, vai de mine, dar ce am făcut? Am făcut o prostie. Ceea ce în niciun caz nu folosește întreprinderii, nu? Pentru că întreprinderea a cheltuit timp, a cheltuit bani, sunt niște costuri atașate. Deci trebuie să fim foarte atenți la modul în care această persoană intră în întreprindere, să fie mentorat într-un fel de un coleg sau de managerul, dacă își face timp, sau de cineva, care să-i acorde atenție și care să-l introducă încet, încet în tot spațiul de lucru, în spațiul mental, în spațiul cultural de asemenea, pentru că este o cultură organizațională care este nouă.
Și el trebuie să înțeleagă care sunt ritualurile, obiceiurile. Ai folosit un termen pe care vreau să-l scot în evidență. Ai spus cineva care să facă mentorat. Da. În mod uzual, nu în mod uzual, de multe ori, în antreprenoriat, acest proces de inducție, de acomodare, nu se întâmplă și nici măcar nu se gândește cineva care ar trebui să fie. Exact. De ce? Pentru că mentalitatea este de felul următor. Dom'le, am angajat un vânzător profesionist. Da. Știe el ce are de făcut. Ce face, da. Da? Sau am angajat un contabil. Sau nu contează. Da. Știe el foarte bine ce are de făcut. Problema este că el știe ce are de făcut, dar nu știe de unde ia resursele, poate, pentru a face ce trebuie să facă. Sau care sunt diferențele specifice. Pentru că în orice meserie există un standard profesional, dar de fiecare dată e vorba de o alegere. Noi întotdeauna construim partea de sus. Da. Sau da, construim partea de mijloc. Sau ne ducem către clienții mijlocii. Sau către... Dar eu aș spune, chiar în întreprindere, nu știe la cine să se ducă să ceară informații. Da. Dacă da, el da, da. Este contabil, nu știe cine este managerul de la care cine trebuie să-i ceară... dea facturile, cine trebuie să-i dea să... Exact. Da, deci, da. Și la când nivelul mă referam persoanei... La resurse, inclusiv astea. Exact. De unde exact, ia, exact. Inclusiv informațiile de care are nevoie. Da, cum, exact. Cum și unde sunt dosarele. În această organizație. În această organizație. General. Da, exact. Da. Pentru că este foarte specific. Și da. Această inducție, cum ai spus tu, practic lipsește. Hai să fim da, da, sinceri și deschiși. Asta vorbeam și de aici a început este... că tu ai zis mentorat. Probabil că cea mai simplă soluție este să delegi această chestiune către un coleg exact. Care să-l asiste și pe care să poată să-l întrebe oricând. Exact, exact. Și vezi, asta în marile întreprinderi există. Deci în corporația asta există fără nicio problemă. Ai persoană desemnată sau managerul își face timp. Există de asemenea chiar și procese de inducție formalizate, adică poți să te uiți la videouri, poți să ai materiale de citit. Deci există o inducție online unde omul citește niște lucruri, după aceea își face notițe, pune întrebări, are o persoană la care se întrebări frecvente și așa mai departe. Exact, exact, exact. Deci, inducția este foarte, foarte importantă ca să acomodezi persoana și să fie confortabil să înceapă să dea randament, pentru că ce se întâmplă este că o persoană care în continuu nu găsește nimic, nu știe nimic, se încurcă, se demotivează foarte rapid. Și dacă stai în situația asta de demotivare continuă, nu știu, o săptămână, două, trei, din nou ajungi la ce spuneam mai devreme și anume, lumea spune, am făcut o greșeală, e o prostie. Deci am nimerit unde nu trebuie. Sunt cu firma greșită, da, eu nu vreau să lucrez cu oamenii ăștia. Eu am avut, la un moment dat, cu o corporație, lucram practic cu ei la inducția studenților pe care ei îi luau, unde ascultam tot timpul, îi ascultam, avem întâlniri ca să ascult cum se întâmplă procesul de inducție și au fost situații în care oamenii au venit la mine și mi-au spus sunt stresat în ultimul hal, nu am pe cine să întreb, nu am cu cine să lucrez, mi s-a desemnat un manager care însă n-are timp, mie mi-e rușine tot timpul să întrerup și intră într-un fel de ideație de eșec în care ei cred că eșuează înainte măcar de a începe, de a începe aportul pe care îl aduc, pentru că ei nu pot să aporteze nimic, tot timpul sunt în deficit de cunoștințe, deficit și se simt pur și simplu cei mai incompetenți din toată firma. Inadecvați în situația respectivă. Și este foarte grav ca o persoană la început să aibă aceste sentimente foarte, foarte negative, pentru că este foarte demotivant, nu? Și sunt greu de depășit după aceea. Trebuie să faci un efort deosebit pentru a întoarce situația. Ca să recupereze acest handicap. Deci, ideea este că inducția nu trebuie să-l pună pe noul recrut într-o situație de handicap, ci trebuie să-l pună într-o situație de încântare, de curiozitate, de mulțumire, în care spune, mă bucur că sunt aici, vai ce interesant, înțeleg ce se întâmplă, înțeleg cum să-mi aduc eu aportul. Deci, până la urmă, și după aceea, evident, mai departe, înseamnă dacă le putem da un parcurs de carieră, deci care sunt motivațiile și oportunitățile pe care le au într-o firmă mică,
în sensul creșterii și dezvoltării personale și profesionale. Și ne uităm la tipul de motivație pe care persoana îl are în legătură cu ceea ce o firmă mică poate să dea. În sensul că o firmă mică, neavând hierarhii mari și bugete foarte mari, nu poate să dea neapărat recompensare de statut sau financiară. Dar, în schimb, dă recompensare mult mai mare la nivelul tăriei relațiilor umane, accesului la nivelul de decizie, pentru că ierarhia e plată, și valorizarea, contribuția și recunoașterea contribuției personale de către top și de către colegi. Deci ești valorizat mai mult ca persoană. Deci funcționează foarte bine pe motivație intrinsecă, și anume dorința mea, ce doresc eu, care este ambiția personală. Revenind la fișa de recrutare, un element foarte important este aspectul ăsta motivațional. Ce te motivează pe tine? Pentru că dacă tu vrei să devii CEO într-o întreprindere de 20 de oameni, e cam greu, dacă asta ți-e ambiția. Dacă tu vrei să devii, în schimb, un expert care ajută pe toată lumea cu partea lor de expertiză, atunci poți mai ușor și mai bine să obții această validare într-o întreprindere mică. Da. Deci, și apropo de exemplu pe care l-ai dat, dacă dorești să devii un CEO, da, trebuie să cauți un anumit tip de organizație. Dar dacă te gândești că poți să devii un partener într-un demers antreprenorial, exact, ești mult mai bine plasat da, într-o astfel de firmă. Absolut. În mod cert. Da. Da. Adina, cred că am atins principalele puncte din procesele de selecție, recrutare și management al resurselor umane în antreprenoriat. De altfel, și timpul pentru emisiunea noastră de astăzi s-a terminat repede, ca de obicei. Ca de obicei. Mulțumesc foarte mult pentru participarea la acest format și întotdeauna apreciez cât de interesante sunt discuțiile cu tine și cât de multe aspecte abordăm. Chiar dacă uneori ne mai lansăm în niște paranteze, poate sunt și ele de ajutor pentru explicitarea anumitor aspecte. Vă așteptăm data viitoare la o nouă ediție a emisiunii Redefinind Orizontul Afacerilor, o emisiune, dezbatere video podcast dedicată antreprenoriatului românesc. La revedere! La revedere!